Dacă subiectul clipului ți se va părea interesant și util, te rog să dai un like și să-l distribui. Îți mulțumesc. Dacă subiectul clipului ți se va părea interesant și util, te rog să dai un like și să-l distribui. Îți mulțumesc. Bine am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vă demonstrez că nu caloriile sunt cele care ne îngrașă, ci hormonii, în principal insulina, dar nu numai. În toată istoria sa, până pe la începutul anilor 1900, oamenii au mâncat hrana foarte aproape de forma ei naturală. Adică mâncam carne, proteine, neprocesată, grăsimi și carbohidrați. Dar carbohidrați complexi. Carbohidrații sunt de două tipuri. Fibre alimentare, care nu se absorb, și glucidele, carbohidrații care se absorb. În special, glucoză și fructoză sub diferite forme. Adică fructoza ca atare se găsește în fructe, se găsește în miere, de exemplu. Glucoza mai degrabă se găsește sub forma amidonului, adică lanțuri lungi de molecule de glucoză care formează amidonul. În tubul digestiv amidonul se sparge în molecule de glucoză care se absorb. Dar toți acești carbohidrați erau împreună cu fibre alimentare, care sunt tot carbohidrați, dar care nu se absorb. Fibre alimentare se găsesc în fructe, se găsesc în legume, zarzavaturi, în boabe, în semințe, boabele de grâu, mă rog, toate aceste forme. Nu există în natură carbohidrați ca atare, cum avem acum zahărul, de exemplu. Și care era mecanismul prin care organismul își reglează, de fapt, cantitatea de alimente pe care o mâncăm. Dacă mâncăm, de exemplu, proteine și grăsimi, se secretă anumiți hormoni care aduc sațietate, ne satură. Deci pe măsură ce mâncăm proteine și grăsimi, organismul deja sintetizează, începe să secrete acești hormoni care duc la senzația de sațietate și ne oprim din mâncat. În ceea ce privește carbohidrații, am spus acești carbohidrați complexi care au fibre, fibrele se expandează și produc o senzație de sațietate mecanică. Da? Se umflă stomacul și simțim că nu mai putem să mâncăm și în momentul acela ne oprim. Ei bine, pe măsură ce au apărut alimentele procesate, aceste mecanisme de sațietate sunt ocolite. Și asta este în special valabil în cazul carbohidraților, pentru că au apărut carbohidrații de genul zahărului, făină foarte albă, și o să vă explic imediat de ce aceștia nu produc sațietate. Aduc calorii în organism, dar ei nu produc sațietate. De exemplu, zahărul este produs din molecula de zahăr, este molecula de sucroză, care molecula de sucroză e formată dintr-o moleculă de glucoză și o moleculă de fructoză. Nu se expandează, se absorbe ca atare, adică se desface molecula de sucroză în fructoză și glucoză, care se absorb în sânge, dar nu produc niciun fel de sațietate. De aceea, nu vă spun să faceți acest test, dar dacă l-ați face, ați constata că, de exemplu, dacă mâncați un kilogram de zahăr, are 4.000 de calorii, 4.200 de calorii un kilogram de zahăr, sau ceva în genul ăsta, la 4.000 de calorii, deci un număr imens de calorii, dar nu vă veți sătura, pentru că nu are niciun mecanism prin care să determine sațietatea. Dacă mâncați, de exemplu, pâine, cu cât e mai albă pâinea, cu atât sațietatea va fi mai redusă. De ce? Pentru că din bobul de grâu s-a extras, s-a dat la o parte coaja, pentru că rămâne miezul care este alb, iar miezul conține amidon. În coajă se găsesc proteine, se găsesc fibre, se găsesc grăsimi. Ele au fost îndepărtate în procesul de măcinare și rafinare. În plus, făina foarte albă este ca o pulbere, este foarte fină, astfel încât amidonul se desface rapid în intestin, în molecule de glucoză, care se absorb foarte rapid în sânge și produc o creștere rapidă a secreției de insulină. Iar insulina, după cum știm, duce la îngrășare, pentru că, pe de o parte, determină acumularea de grăsimi, surplusul de carbohidrat se transformă în ficat în grăsimi, care se depune inițial în ficat și apoi în celelalte organe din cavitatea abdominală, preponderent în cavitatea abdominală, și apare acea grăsime viscerală. Chiar sunt diabetici, diabet de tip 2, care au abdomenul foarte mare și în rest nu sunt grași, tocmai pentru că se depune în cavitatea abdominală această grăsime. Da? Apoi, această creștere rapidă a glicemiei produce o creștere rapidă a secreției de insulină,
am spus în timp, duce la îngrășare și până la urmă la diabet de tip 2, dar creșterea bruscă a creșterea amplă și bruscă a secreției de insulină determină o scădere accelerată și bruscă a glicemiei, ceea ce este interpretat de creier ca o epuizare a rezervelor de energie și determină foame. Dacă mâncați dulciuri, o să vedeți că la o oră jumate, două, va veni foame. Dacă mâncați proteine și grăsimi, vă ține senzația de sațietate câteva ore. Asta este problema. Deci nu numărul de calorii este cel care ne îngrașă, ci tipul calorilor și ce determină aceste calorii în ceea ce privește secreția de insulină. Sunt calorii din carbohidrați care cresc secreția de insulină, aceste calorii se vor depune, nu vor fi arse de organism, se vor depune. Și nici nu ne ține de foame. În momentul în care mâncăm proteine și grăsimi, nu crește secreția de insulină, crește la un aport crescut de proteine. Deci o cantitate mare de proteine determină și o creștere de a secreției de insulină. Dar grăsimile nu produc deloc creșterea secreției de insulină. Și ele dau senzație de sațietate prin hormonii despre care v-am spus, că determină secreția lor, colcistochinină, proteină YY sau ceva de genul ăsta la proteine, și ne ține foarte mult senzația de sațietate, multe ore. De aceea la micul dejun este o mare greșeală să mâncăm tradiționalul mic dejun, adică felia de pâine cu gem sau patiserie sau mai știu eu ce, pentru că ne va veni foame și va trebui să mâncăm la ora 10. 10-10 jumate ne vine iar foame. Dacă mâncăm ou, dacă mâncăm o șuncă, dacă mâncăm o bucată de carne, vom avea senzație de sațietate până după prânz. Nu vom avea nevoie să mâncăm. De aceea cei care mănâncă puțin și des, de fapt, se îngrașă. Pentru că de obicei când mănânci puțin și des, iei ceva repede, un biscuit, un cornuleț, un pișcot, un fursec, care pe moment ți se pare că da, îți dă glucoză imediat și ai impresia că te-ai săturat, dar la două ore după aceea îți vine iar foame. Mecanismul, vi l-am explicat, este foarte simplu și logic. De aceea este bine să mâncăm mâncăruri, alimente care nu cresc secreția de insulină. Și de aceea postul intermitent funcționează, pentru că el ține jos, ține redusă secreția de insulină. Și consumul redus de carbohidrați este esențial. Închei aici, sper că am fost convingător. Poate au părut la un moment dat explicațiile poate prea tehnice, dar asta este, n-avem ce face. Sper însă că am reușit să mă fac înțeles și să vă conving de ce trebuie să ne ferim de carbohidrații rafinați, pentru că ei sunt cei care stau la baza tuturor problemelor metabolice. Numai bine, sănătate, la revedere!